încercăm să operăm frunza. Ministrul turismului a spus că România nu are elemente care să permită promovarea destinațiilor turistice de către observatorii editoriali la 25.07.2022, ora 21:37. Ministrul antreprenoriatului și turismului Constantin Daniel Cadariu a declarat că în ultimii 30 de ani, elementul turismului de promovare a destinației a fost pierdut în România și există trei inițiative în acest caz din acest minister, dintre care una include faimoasa Frunze ale Elenei Udrea. Publicitate. Ministrul turismului dorește ca Pleacă Elena Udrea să fie folosită ca brand de țară. Constantin Daniel Cadariu a declarat că au existat trei inițiative pentru promovarea destinațiilor turistice în România și pentru a înființa o organizație de management din aceste obiective, care vor fi la nivel local, de district și național și național OMD și va prelua această sarcină începând cu 2023. O altă măsură este utilizarea elementelor promoționale cu ajutorul influenței și romanilor și străinilor. O altă dimensiune este lansarea portalului român. Călătoria care va folosi Frunza ca marcă de țară. Publicitate. Avem ceea ce oferiți. Într-adevăr, aceasta este o problemă de 30 de ani în componenta promoțională. Din păcate, suntem foarte în urmă, dar din punctul de vedere al turismului nostru avem multe lucruri de oferit, în afară de turismul de coastă. La pas putem promova totul sau cât mai mult posibil. Am făcut o mulțime de călătorii în regiune, am avut aproape 20 de întâlniri în regiune și de fiecare dată când încercam să vizitez ceva în zonă și să înțeleg ce s-a întâmplat local și zonal. Există foarte multe inițiative care lucrează în ceea ce înseamnă și promovarea. Într-adevăr, nu avem elemente care să permită promovarea destinațiilor turistice în România. Nu am reușit în 30 de ani și trebuie să recunoaștem acest lucru. Din păcate, în 2020 și în 2021 nu s-a făcut nimic pe această componentă. În plus, în 2021 a fost abandonată participarea la expoziții internaționale. Ce am încercat și unde suntem acum să oferim această componentă atât de importantă pentru turismul român? În primul rând, am finalizat legea pentru a face funcția mecanismului, organismele care au și vor avea acest atribut de aici, deci prevăzute timp de 12 ani de drept nu sunt prevăzute pentru normele de cerere și atunci nu pot fi formate. Adică organizația de management a obiectivului, care va fi la nivel local, și